Neața. Așa ai ieșit cu... Așa că cu un zâmbet până la ureche ați rezolvat problema. Am lăsat tot așa până la ora 5, o să-mi spun. Dar ce până la 5? Am insistat, poate o să fie mai vreme, o să spun că nu trebuie să mai vadă. Dar poate discutat o oră de vreme. Analizeze, să mai... Și ce argumente are ministru? Transportul, să asigură transport, condiții și nu știu ce. Prostii. Dar pentru dumneavoastră ați făcut claritate cine în toată ecuația asta? Consiliul Raional, direcția? Comisia Fantomă. Comisia care nu știe nimeni, da? Comisia care nimeni nu știe de componența lor. Și mine spune că noi ținem cont de recomandările lor și gata. Da, așa. Transportul, stimată doamnă, din tot dacă ați venit până la guvern altfel. Dar nu concretizați care. Dar nu este confirmat prin ședință. E primăria sau cu Consiliul Raional? Sau la nivel de vorbe. Da, verbal. Noi ne mai vedem acasă. Încă o dată, da? În toată ziua. Am spus că ne facem viza de reședință aici. Tot documentele. Soluția Dan Perciun nu voli vrat-o. Până când nu, dumnealui spune că o să mai revizuiască, o să mai... Dar dumneavoastră vezi categoric cetățenii de rusești, vreți categoric ca clasă liceală? Vrem ca fiecare liceală la casa lor. Casa lor. Am rugat ca anul acesta, poate ne dă oportunitatea ca fiecare instituție să colaboreze. Domnul Anatol, și vă lămuriți? De-am aveți o săptămână de când tot bați la toate ușurile, două săptămâni. De-acum îți vă spun drept mai șpierles termină de-am. Nu știi înțeles la ministru, că ai fost și la Consiliu și la Parlament și la... Vă deschide la rusești noi liceu sau nu? S-a accentuat mai mult că posibil Veseli, posibil Bardar, dar rusești cam, nu știu, oriceva pe politică. Să zicem, pentru că primarul nostru se uită din altă direcție la politica din țară. Ori... O să vedeți, să vedeți că nu e membru PAS de asta, da? Că nu e membru... Și nu candidează la PAS. Da, da, clasa 10, o să fii sau nu o să fii. Mă, dar ce ai înțeles? O să-mi dea rezultat la ora 5. De-am la 5? Da. Cred că am așteptat atâtea zile, nu știu, dar nu văd. Până și n-a și desfințată comisia de la care au luat, o trimis decizii și o trimis el ordine în asta. Comisia de la... Comisia de la Ialoveni, asta e scutarul cu doamna Galina, care spun că ei nu-și fac electoral, ei nu-și fac politicul. Asta e politica. Ei vor ca să candideze pentru Bardar, vor ca să... Ei, doamna primar. Mulțumiți de rezultatul pe care l-ați ascultat. Am făcut la muia. Doamna primar. Doamna primar. Demisia celor care au luat hotărâri. Noi o cerem aici și acum. Ce cereți? Demisia celor care au luat hotărârea de a încălca dreptul copiilor. Ce ați înțeles, doamna primar, după oră? Eu am decis nu intru ca să nu stresez ministrul. Deci eu am înțeles una. Transport. Este o utopie transportul. Cineva are interese de a face bani pe transport? Transport sau? Da. Sau cum de înțeles? Bun, după o oră discuții cu ministrul despre de școala zero, de la Văsieni și Rusești. 3 săptămâni de zile, zero. Suntem în stare de suspans, atât copiii cât și părinții. Eu voi fi alături până la urmă de părinți, care, apropo, dumnealui, la fiecare cuvânt spune că îmi fac campanie electorală. Campania electorală, doamna primar de la Rusești, noi și-a făcut-o deja 4 ani. 4 ani. Deci sunt părinți aici care astăzi, 3 părinți, cu tata pe laiță acasă, morte, uitați-vă. Da, văd. Și ei sunt aici pentru dreptul copiilor. Și dumnealui îmi spune de politică. Dar i-ați spus că aveți 22 de copii și trebuie să fie deschis clasă și nu interesează. Nu de transport. Dar prin ce îți dă transport dacă aveți... Domnul președinte Vasile Costiuc, Comuna Rusești, noi are 500 de ani la anul de la prima atestare și noi avem două sate, Rusești Noi și Rusești Vechi, unde copiii noștri circulă pe drum raional, pe drum regional, pe drum local, zilnic și nu avem autobuz. Este utopia autobuzul lor și transportul lor. Dar pentru ce să duc copiii dacă au 22 de copii? Pentru ce trebuie să duc? Principalul se prindă de cumătre. Și mai departe, tăvălucul reformelor peste noapte deja ai pornit, gata, nu-l mai oprești. Deci este și nu țin cont de nimic. De argumente, de copii, de nimic. Transport. Atât am auzit. Deci, noi suntem pentru o reformă, dar o reformă bine gândită, cu o an înainte, unde părinții se știe ce au de făcut la finele studiilor. Nu așa, peste noapte. O reformă peste noapte, care s-au făcut niște lucruri foarte urâte în teritoriu, acolo unde părinții au sunat la Ialoveni, la liceile din Ialoveni, și au cerut înmatricularea copilului și au spus
De unde sunteți? Deodată sunt locuri. De unde sunteți? Văsieni rusești. A, pentru voi nu avem locuri, doar la Bardar. Chiar au fost omeniți. Deci au fost intimidați profesori. Da, apoi au fost intimidați profesori pe parcurs. Să vă spună cei de la Văsieni cum li s-a smuls dosarele din mână să le ducă la Bardar. S-au făcut foarte multe lucruri urâte în teritoriu. Comisia asta fantomă despre care nu cunoaște nimeni. Dar l-ați întrebat pe ministru? Demisia de onoare lui domnul scutar. Demisia, lumea șere, demisia. A toată comisia, nu doar el. De comisie nu știe, deci ați fost dumneavoastră prezenți la ședință, unde toți dau discuții. De umeri, nimeni nu știe de comisia dată existentă. Deci o comisie care nu ne-a prezentat procesul verbal, nu ne arată, deci pentru ce răspunde? Am înțeles că în comisia asta e conflict de interese, jumătate din comisie este de la Bardar. Și ei vor să deschidă... Deci este conflict de interese. Rusești noi este poziționat geografic cel mai bine pentru a primi copii. Rezultate bune în ultimii ani, anul acesta, da, au fost rezultate uleacă mai slăbuțe, dar au fost directori interimari. Mă rog, eu nu știu care e poziția, acum avem iarăși directori revenit care cu rezultate bune și o să avem rezultate bune și în continuare. Avem școala dotată bine, cu reparații, cu clase luminoase, cu table interactive, cu tot ce este, cu sală, laborator de calculatoare și așa mai departe. Deci o școală dotată foarte bine. Ce facem noi cu dotarea care există astăzi? Pentru ce s-a mai dotat aceste școli ca să le închidă peste noapte așa din senin? Da, s-ar închide dacă n-ar fi copii, dar în cazul nostru sunt copii și păcat. Deci domnul ministru să analizeze situația mai profund. Era cazul deja să vină în teritoriu când a apărut problema, pentru că raionul Ialoveni este cel care a dat 100% voturi. Apropo, funcția dumnealui este și datorită acestor oameni care au vrut la guvernare o schimbare și noi suntem pentru schimbare, dar nu astfel de schimbări. Noi îl ajutăm dacă trebuiește, dar nu peste noapte. Deci, am un aparent și sunt. M-au întrebat de ce nu sunt directori, de ce nu sunt profesori. Nu sunt, pentru că au fost intimidați și nu ei se tem. Este și rezultat vă duceți de aici. Domnul ministru a spus că analizează calificarea profesorilor, notele la gradul, da, notele la elevi și a să vadă. În septembrie, în octombrie, când a să vadă? Este probabilitatea dintre Văzdei și Bardar. Deja ne-a dat... Rusești noi, noi baicotează. Copiii de la Rusești noi, părinții au spus așa, centralizat la Chișinău. Și noi ne asigurăm transportul la Chișinău, centralizat, clasa să nu se despartă nici... Și acum ascultați atent, dumnealui spune de două clase. Da, trebuie să fie două clase, una umanistă și alta reală. Cei de la real deja au plecat, pentru că toate pe Valea Botniei au rămas cele umaniste. Realul a plecat. El cum face? Două clase din real? Cu cum organizează anul acesta? Nici de cum. Anul acesta este o decizie pripită, negândită. Așa au vrut să ne iei... Dacă am văzut discuția domnului ministru de vineri, adică live-ul de vineri, da, a domnului ministru, dumnealui spune clar. Noi avem în ultimii ani reușit foarte bun la învățătură. Și toți au auzit. Copiii noștri aduc rezultate foarte bune la construcție piscotare și bucătare. Și la urmă spune că mergem cu reforma raionului Ialoveni și pe urmă mergem pe toată Republica Moldova. Deci Ialoveniu care a susținut 100% guvernarea, deci noi bei svaic și obciujii baialis, da? Dacă merge la Ialoveniu unde suntem ai guvernării și nu ridicăm întrebarea, pe urmă merge toată Republica Moldova. Am ascultat foarte atent discursul dumnealui de vineri, de vreo 10 ori. Și de 10 ori spune că acolo nu-s competență, acolo, deci peste tot nu este competență, dar iată, acolo unde ei au depistat la Bardar, acolo e competență 100%, dar noi din rezultatele anilor precedenți vedem că Bardarul cu rezultatele este pe locul 200 ceva, 300 ceva, comparativ cu Văsieni și Ruseștiu, care au dat rezultate Ruseștiu 55, 60 și Văsieni o leacă mai bine. Asta e în topul liceilor după rezultate, da, după rezultate, după numărul de copii și locuitori, Ruseștiu este mai mare. Și poziționat geografic mai bun. Nu știu. Ori nu mai așteptați deja. Deci noi cu părinții împreună deja avem și plan A și plan B. Și noi copiii nu ducem nici la Bardar, nici la Văsieni. Da, dar păi ultimele zile de august trebuie să... Noi știm ce facem. Să rămână fără... Ori să fie matriculați copiii, clasa centralizată la un liceu din Chișinău. Și n-are importanță. O să-l găsim și transportul să fie asigurat. Păi, după logica asta înseamnă că toată Moldova trebuie să se mute la Chișinău. Da, cam așa. Păi dacă Ialoveniu nu ne primește. Să iasă...
aici așa și zâm, dacă nu au condiții în satele lor, ia ducem în fața guvernului și lasă în viață ei. Sau la parlament, acolo ori să încapă. Dacă nu încapă în liceele din sate, lasă-i în viață ei. Dacă noi nu avem profesori, nu avem condiții, nu avem... Ba sunt, toate sunt, toate sunt. Toate sunt, normal. Pentru ei nu sunt. Pentru ei nu sunt. După o oră de discuții, patru la consiliu, la parlament. N-am înțeles nimic. Și dacă rugămintea părinților ce, nu este luată în considerare? Să așteptăm până la ora 17. Am stat 3 săptămâni, mai stăm o zi. Hai să vedem până la 17 și nu e așa mult. O să vedem, nu prea am încredere. Bravo, și Moldova 1. Mergem acolo în față. Mai stăm o leacă în față, sunt soare. Acolo e soare. Televiziunea națională. Să duc părinții. Pentru Moldova 1, că plătim pentru Moldova 1. Eu sunt alături de colegii mei, doamna primar Valentina Mișină, este vicepreședinte al Partidului Democrația Acasă și eu cred că este o refuială politică a celor de la PAS, supărați fiind pe faptul că doamna primar nu vrea să treacă PAS-ul, o să-i închidă liceul ca oamenii din sat să nu votez. Asta e foarte simplu de înțeles. Iar domnul Perciun și aici face o bătaie de joc. Eu nu vreau să intru în detalii, o să aștept decizia de la ora 5. Fiți alături cu noi, distribuiți ca să informăm societatea. Și vă spun o chestie, cei care sunt mai departe, în raioanele de la nord, de la sud, de la vest, nu mai contează. Astăzi închid clasele liceale 8 din 10, 8 din 18 licee din Ialoveni, în 8 se închid clasele de liceu. Înseamnă că se lichidează liceul, după care etapa următoare o să închidă gimnaziul. Ăsta este procesul de lichidare în general a satului moldovenesc. Și nu credeți că dacă nu s-au ajuns încă să închidă liceul sau școala, la voi o să ajungă. Oamenii buni de la guvernare o să ajungă să închidă liceele și de la Sadacleia, care nu mai iese de fapt, și din alte sate, din alte raioane. O spune ministrul pe pagina lui, o să descarc video-ul și o să-l încarc. Fiți alături de noi până la 5, iar cei care trompetele pasului care mâncau la hușii pe rețele sociale că nu se închid liceele. Veniți astăzi și vorbiți cu părinții și lămurițele că se deschid liceele, cum ați manipulat opinia publică, că Vasile spune minciuni. Nici n-am intrat ca să nu stresez ministrul. Uitați-vă încă o dată că decizia este una politică și nu are absolut nimic cu argumentele și cu copiii care sunt doritori de a învăța în liceele noastre, în clasa 10, a 11, a 12. Ăștia de la PAS ne vor proști la construcții în Europa și la bucătării. Așa a zis ministrul Perciun. Uitați-vă singur, nu că le înflorim noi. Iar trompetele de la PAS, băgați-vă trompetele într-un loc că o să vă le bagi oamenii când o să vă prindă pe drum pentru tot ce faceți voi, mizerabili. Oamenii care așteaptă decizii de la ministru. Rușine. Guvernării și rușinii domnului Petru Frunze, care coordonează raionul.